Da, Sergiu, ce noutăți mai ai? Și nouă, cred că totuși am făcut o plângere penală pe judecătorii de la Curtea Supremă. Vom vedea cum autoritățile acum în Republica Moldova. Cam slabă nadejde, pentru că nu e așa și chemă, că ei fie unul pe altul să spună. Ei merg și capul la copil, dar nu fac colegi. Sper că totuși ați ajuns cu plângerea asta la cui m-am adresat. M-am adresat la președintele de stat, la Ministerul Justiției, la procuror și Păi la da, dacă e magistratură. plângere penală, se adresează în primul rând procurorilor. În primul rând și la procuror și Președintele nu la poate să facă dosare penale, magistrat. În primul Ministerul rând la procuror, dar a Justiției făcut tot, nu? copia și a trimis la tot. Pe vadă în și stare, în și cap, am ajuns eu și copilul, cu el instalmează până atunci cum, acum l-a luat în 4 ani în urmă, eu n-am legătură, copilul atașat, pentru că nici nu poți spune că nu e atașat, acolo a căzut de la 5 luni, vârsta fragedă, până la 4 ani și jumate. Cum nu, de cine era ta? De fost atunci, eu ține cu mâine și picioare când l-a luat fost atunci. Sunt atașat de mama, eu nu plânge când mama o lua, trebuie, ori nu. De acord. Vreau lumea să vadă că cazul meu, nimeni nu vreau fotbolescă, nimeni nu vrea să puce, nu știu ce. Dar dreptul copilului, în primul rând, trebuie să fie în favoarea copilului. Nici ca acum, cum e în starea de război în Ucraina, nici acum mama n-are dreptul, măcar că țara e stare și e plecată să izoleze copilul de tată. Deci legea e prevăzut articolul 10 din Convenția Internațională. Dar eu cum l-a dus cu traiul acolo, aici, totuși cu totul i-a rupt legătura de mine. Se pozează pe la prieteni, pune în poză, ieșe de prin baruri, bie bere. Lasă nu bere, dar în bar. În timp și ala unui copilul meu, care l-a crescut la 5 luni, care nopțile n-am dormit eu. Poate e Când alături, ieșe doar la că nu a intrat două... în cadru. Domnule, în club de noapte, nu intrat în cadru, lasă nu-i bere, lasă că poți spui motiv, nu-i bere că ăsta, dar se vede unii în casă și unii în club de noapte. Dar de ce crezi că e club de noapte? Poate e de seară? Nu, dar nu-i în casă, la cineva că se vede că e ăsta. Lasă în club de zi, dar nu de noapte, da. Te roade invidia, Matin, că e în Italia și tu ești în altă țară, tot occidentală. Domnul Oleg, La răcoare ești, la nord. Eu în țară cu mult mai bogată, italienii vin în coș lucrează. Da? Așa că n-am și invidui eu, cestit. Cestit, n-am și invidui, el ați invidui pentru că a spus copilul și a zis că totuși a simplu trasă la răspundere. Acum e ca a doilea dosar penal, spunește. Și vede, dar totuși aș vrea, judecătorii și cinci, intenționat a făcut, pentru că, domnule, prima instanță i-a dat poții soții cu încălcări foarte mari, curtea de apel o văd încălcările, o schimbat, au făcut după lege. Curtea Supremă de la un judecător, că un judecător a fost mai drept. Dar nu pășim, că aici este, în plângere este indicat tot. Este indicat cum eu marturii, i-am adus 4 zile, marturii plătim drumul eu. Cum avocatul meu vine de la Vâlc și la avocatul îi plătim, dacă numai să judecătorii să amâna, eu plătim 400 de lei numai pentru amânare. Pentru că nu e din jina avocatului. Îi plătim 400 de lei drumul. Eu 1200 la fiecare amenare plătim de mult, dar eram în Moldova. Și până la urmă Și nu au mai fost audiați acum cu martorii? dosarul ăsta, domnule, cu dosarul ăsta e fix așa ești problemă. El face că eu sunt masator și fac o pronunțare cum a făcut acum, dar categoric nu e dat voie să fac pronunțare. Și vezi la ce etapă. Noi știm încă la examinare, că dosarul de 4 ani. În prima Ei nu de instanță patru, la de 2019. Florești, care de fapt e judecătoria Soroca acum sau cum se cheamă. Și dosarul ei s-au fost la judecătoria asta care s-au pronunțat, ei trebuie să schimbe. El a ieșit din sistemul fugit în Marea Britanie, că ei în față i-a spus. I-a spus, doamna Marcela, dumneavoastră vă știți ce n-ați face, dar copilul ați și m-a dus. Când pe urmă aud, ei ieșit din sistem, m-a dus. Dosarul ăștia, dăm 4 mă din că aici s-au fost, judecători. Și încă de la asta. Instanța de fond. Cât încălcări în cazul ăsta, și nimeni nu vrea să intervină, eu nu știu de ce cam.
sper ca să vadă din autoritățile astea, pentru că aici se încalcă în primul rând drept copilului, unde statul ei se obligați. Maia Sandu e obligată, pentru că acolo spune, dar Maia Sandu nu-i stat. Da, Litvinenko nu-i stat. Și ei trebuie să iei pe judecători sub trebuie, deși ei au făcut așa. Deși o mers peste lege, o căcat, deși au mers peste cererea mea, un căcat, unde ai cerut eu să-i stat. Au făcut fără judecătorul atunci s-au pronunțat, au stabilit cu mama, fără mine, cu cererea, prin este cererea cu ștampul din cancelare, fără de marturi, fără de fosta soție, fără advocatul meu. S-au pronunțat, au făcut hotărârea numai cu advocatul ei, judecătoarea și dacă era gafiera și tot. Și fără asistentul social, că acum în plângere e scris, că cum asistentul social a scris în asta, copii luptata, pe urmă schimbă. În hotărâre, schimbă cu mama. Și m-am dus domnul, cum îi zice lui, domnul Pietru Rusu, șeful la asistent social. Eu când eram în Moldova, zilă, eram. El cât la mine la bătaie, domnule, putei omule, că noi n-am scris nimic. Noi s-a făcut, am făcut pe lege ție. Pe urmă, judecătoria s-a singură schimbat, înțelegi? A doilea a fost, a doilea moment, când legea a fost încălcată, judecătorul și trebuie să desfășoare special schimbe. El e judecător, el face o pronunțare în baza la probe și tot. Și probă, și el e asistent social judecătorul. Judecătorul e psiholog, el știe copilul, ei s-au bazat că copiii să nu se separe două surori. Acum, sora e mai scumpă ca tata și mama, că eu am fost la copilul social, și tata și mama. Și este mai scumpă tare. Eu, din câte știu, ședințele Curții Supreme de Justiție în genere se fac în lipsa părților. Nu știu de ce ai cerut să audieze marturi la Curtea Supremă. Ia ca ședință, de ce dat pentru aici 5 judecători, fix aici 5 judecători, s-au pronunțat cu o lună înainte la sora fostei soții. Fix aici am discutat altă dată despre asta, nu văd niciun conflict de interese. Celelalte argumente care le-ai spus până acum, le accept și le înțeleg. Dar despre faptul domnule, că a examinat dosarul fostei soții, puteau să examineze 5 dosare la 5 surori. Nu e niciun conflict de interes. Domnule, tot aici este 5 judecători. Da, tot aici este 5 judecători. Da, și 55 de dosare ei examinează asemănătoare. Nu e niciun conflict de interes. Eu cu dumneavoastră sunt de acord. Eu cu dumneavoastră sunt de acord că ăsta. Dar deși revizuirea când am dat, i-au învârtit monitorul ăsta până noi. Acum ei poți condamni singur pe dânșă. Asta e altceva. Nu, dar, asta cu revizuirea, dacă se demonstrează, iarăși e penal. Trebuia invocat în plângerea asta la procuratură. Voie, ca lumea, dacă se uite să mai expun până la urmă. Acum așa, la revizuire, un vârtit, până și la magistratură. Deci, voi de fapt, de câte ori au fost revizuirea? Până și domnul Clima, Nicolae Clima, nu el măcar că atât, el nu știe câte ori este. Deci, cum domnului Gânișuna nu a fost. Ei tot învățând, schici tot așa la colegiu, câte doi, câte trei, schici tot cinci. E ca așa, cum așa tăman la sor, ca să pronunța fix aici cinci, și la două sori tot aici cinci, știu o lună. Și bine, la sor eu sunt de acord cu dumneavoastră, că aici, la sor au fost toate trei instanțe, eu dată și prima instanță, și a doilea instanță, și a treilea instanță. Dar la mine, și tot sub semnul întrebării, cum curtea de apel în Decșlig, Suprema e de la prima. E ca asta e. Cum? Așa. Dar ei sunt proveniți. Deci ai cerut dosar penal pentru judecătoarea Sârcu, Stratulat și judecătorii Visternician, Craiu și Mardari. Completul de 5 care s-au pronunțat pe 21 martie 2018 și la Curtea Supremă. Eu socot că acum vina la judecătoria asta care s-a pronunțat la prima instanță e gata, e anulată, pentru că ei au luat asupra lor tot. Vina la fosta soție, că traumează de 4 ani copilul psihic, că îl traumează, că el i-a rupt legătura complet cu mine. Că eu pot vă arăt și aceste documente. Statul român a fost tras la răspundere cu Uniunea Europeană, fix ca eu. În alt dosar, da.
Păi Da, vina soției nu înlocuiește Curtea Supremă. Ei au decis să aibă grijă de copil, dar nu i-au zis ea să nu lași pe Domnule, tațul să grăiască copilul. E vina eu soției. văd în primul rând, eu văd că ceva nu se face corect. Niciodată nu a trebuit, că ei sunt dubii de ori nu se știe, ori nu știu, dar cum puteți, dacă e, v-a spus la instanță că lucrează în Italia, judecătoria asta și e, nu știu ce că e fata în Italia, că eu nu trebuie să lucrez în Italia. Și așa e ilegal să lucreze în Italia. Judecătoarea i-a spus singură, l-a fost așa stăjos că nu lucrez nicăieri. Înseamnă că nu e legal, dar nu e legal. Și nu puteți pronunța judecătoarea că n-a spat adus în Italia. Nu văd nicio problemă. Un milion de moldoveni sunt plecați, dacă nu în Italia, în Spania, dacă nu în Spania, Portugalia, Irlanda, Moldova, Israel. Deși dosarul penal, deși legea făcut, deși scris legea pentru că nu are fără un părinte să duc cu țara în aici. Deși e făcut dar asta, dar o să o încalce, cum spun tot, dar ăștia e handicapat, spun că legea făcut să o încalce. Legea făcut dar cășeză în pușcăriile, nu că să o încalce. Pentru care încalc cășeză în pușcăriile, sunt făcuți pușcăriile. Și judecătorii și cinci, asupra lor au luat tot asta, că ei au știut că fata asta e acolo. Ei au văzut că cum e făcut, cum instanța, prima instanță a făcut judecată. Sergiu, nu e problema că a luat copilul în Italia, e problema că nu lasă să vorbească cu tata și pe tata nu vorbească și pe bunică, nu lasă să vorbească cu nepoata. Asta e problema, că s-a dus în Italia, nu e nicio problemă, îți spun un milion de moldoveni să plecați, tot cu copiii unii. Oleg, copilul dacă l-a dus, el l-a dus cu tata traiu, și gata, ei n-au vrut dreptul. Legea nu e interzis că, de nicio lege asta, lasă-mă, te rog. Nu interzis că nu suntem șerbi proprietarii satului sau ai statului. Ne ducem unde vrem, inclusiv cu copiii noștri. Păi, acordul al doilea părinte nu poți duc unde vrei. Asta e altă, asta e altă problemă. De atât aș spun că sunt grele, dar nu sunt grele. Cum dacă legea e scris că nu are voie de acordul al doilea părinte? Eu, și trebuie să o face așa la judecătorul ăsta. Dacă e pus așa și eu n-am desu încalc, nici n-are nici dreptul și el făcace. Pentru că cum eu încalc și-s tras la răspundere, așa și el l-a încalcat, l-aș fi tras la răspundere și gata. Pentru că dacă n-aș fi tras la răspundere, aș mai suferi copiii ca așa eu. Când se mai examinează dosarul de la Florești, acel de 4 ani amânat, cu schimbarea domiciliului? Nu știu, e pe 18 și advocat... 18 ce? Azi e 18? E 18 noiembrie. Yeah. Eu vă spun că aici e conflict de interes și aici e ceva, ceva nu, pentru că el special întinde. Și advocatul atunci a spus la el că să nu dai în decembrie, nu în decembrie, el în noiembrie l-a pus. 4 luni. Că îi pare că e puțin să... Și eu dat probe, eu dat unii, Moldova a fost condamnat pe timpul 64. La mine fix 64 sunt alte. Unul din părinții, o aici, cu copilul ascunde, special intenționat e. Intenționat e la Curtea Supremă, o scris că copilul nu are dreptul să scrie separat de doilea părinte. Eu scris, este scris, notificarea. Judecătorii știu că niciunul nu a fost tras la răspundere pentru condamnări la CEDO și așa că puțin le pasă. O vede, eu vă spun cinstit, eu vedem și fac și procurorii noștri că așa Litvinencu, aici, pe Odusul, pe asta, cum se cheamă, român, ca să care la curte, la asta, la procuratură, eu ajung acolo, eu ajung la dânsa și atelent și aici fac ei. Și fel de lege, vreau în Europa să intre. În primul rând, drept copilul încalcă și nu vreau categoric să ăsta. Asta e drept copilul încalcat de judecător. Pentru că ei au făcut de ca copilul traumează psihic, el nu s-a pronunțat după lege. Și fost pronunțat după lege, el nu l-a copilul acolo. Și tot. Și știți, nu a fost pronunțat după lege, copilul nu a deși traumat atât. Dar copilul e traumat, eu vă spun că aia că ieri în grip cu doamna a venit de asta. Copilul de la bombe, de la șamu, e că la fata mea fixă asta se atrage, pentru că fata a fost crescută, mă ține pe mine și ține cu mâine și cioarele și eu rup legătură și până acum n-are legătură cu mine. Cum gândiți? Ei spune că eu sunt bun, că eu sunt aici și nu-i dezgăiesc, nu mă gândesc. Am înțeles. Sper că totuși plângerea asta să ajungă unde trebuie. Păi dacă o trimiteți prin poștă sau o faceți publică, măcar o să ajungă unde trebuie. Dacă ne-am dat și nou, publicăm domnule, și noi. Eu nu mă trag, eu mare speranță, dar aș vrea să-și facă, că eu după anul nou, chiar și am grăit, eu v-am spus, și nu este, eu lucrez la, acum la aici, la ambasada Italiei, aici în Norvegia. Oho. Eu am grăit, am stat de vorbă că pentru traducător, un coleg de mine, eu traduc și
cum îi zici, carabinierul. Țin minte, eu v-am dat când fosta soției mi-a spus că vin, poliția mă așteaptă. Și am gândit, când mi-a spus că 4 ani eu n-am acces la asta, aici, cum îi zici, tu m-a s-o schimbat la față. Și o văd deodată că aici, și eu spus că mă ajută, eu spus că mă duc în primul rând la asta. La Italia, la poliție, se scriu plângeri, chiar că aici și 4 ani de copilul. Dar eu am gândit, eu și cu advocat în Italia. Și aștept, mai aștept până anul nou, zidem și ce să facă guvernarea asta noastră, pentru că ei e stat, ei e cum, e că tot asta e mâna lor. Ei e să trebuie să facă să vă ajungi statul la cedă. Și o vede, dar dacă nu mă duc acolo și dau un ăsta și acolo dacă dau un inanesc advocat, și nu-i mult, acolo 2000 de euro mă costă advocatul. Și tot, că mai mult cheltuie așa decât ăsta. Eu m-aș dau 2000 de euro, dar știu că o lună jumătate copilul și cu mine. Și tot. Deci ăsta e planul, da. Vrei să revină copilul la tată. Copilul și cu mine, că nu au avut dreptul nimeni, nici un judecător în Republica Moldova nu au avut dreptul, înțelegi? Nu, domnule, copilul a rămas de 5 luni cu mine, până 4 ani jumate. Unii mama e obligată până la 2 ani jumate să-i dea sân. Eu copil de sân l-am crescut și nu au avut dreptul. Lasă-i spui din Moldova că au avut dreptul și-i scris undeva că el cu mama trebuie. Copilul, nici musulmani nu ăștia, lasă cu mama 2 ani de zile cât îi dă sân. După sân, gata, copilul cu tata la musulmani, așa e legea. Dar dimit nimeni, dar el l-a făcut la 5 luni și o mișul la 4 ani și faci ce vrei copilul, înțelegi? Asta e cea mai. Ca că e încălcare foarte gravă, chiar și avocat acum am gândit eu, o încălcare foarte gravă. Unii când o să stăbui, chiar și prima asta scrie că copilul, până să faci categoric, nu trebuie simptic, noi suntem și fără știi, de copil. Și intenționat asta și faci, s-a făcut. Și asta e foarte gravă. Dacă ajunge copilul la dumneata, să văd cum ai să-l tratezi, dacă ai să-i dai voie sau nu îți vorbească cu mama și cu eu papa. Eu, într-adevăr, când l-am crescut 4 ani, eu rugam să-i sune la fata de ea. Eu niciodată n-am fost, eu am știut asta, că mentalitetul la fata când a spus că ea spui că tu special mama e așa de bună și m-ai pus mine să-i stai. Eu asta și m-am știut de asta. Și eu niciodată n-am avut fata să fac să nu știi pe mama. Noi avem ce avem, dar copilul nu trebuie să suferi de asta și nu trebuie să treacă că cum face ea. Înțelegi, nu? Și eu mă speră, uite câți ani eu aici mă chinui. Dar status știi, bă, că eu nu las, eu îmi dau viața. Eu lucrez pentru fată. Eu fata nu întorc și azi public să vadă o Europa întreagă cum statul nostru ne face nouă. Suferim noi ăsta. Ei îți buni până ajung la putere. Cum ajung, cum uite de noi. Așa e statul Republica Moldova. Ok, mulțumesc pentru mărturie. Dacă ne dai textul, sperăm, publicăm domnul, și noi. Sperăm că lumea totuși uite și sunt oameni care mă înțeleg foarte bine, pentru că eu nu știu, crești copilul la 5 luni, copilul unei mama trebuie, unii numai eu știu cum m-a chinuit, când vă spun citit, la 9 luni când e ședință, când avea febră, când eu nu mă știu cum l-am crescut copilul ăsta. Și acum e ruptă legătura de mine. Ne-ai povestit asta de multe ori. Cine vrea să afle povestea de la început, caută înregistrări video cu Serghei Gheorghiță și află toate detaliile. Mulțumesc! Bine, hai, mă rog, cu